trecem prin încercările primilor pași și deja se văd rezultatele. Am colegă care de 3 săptămâni, de 4 săptămâni, stă acasă, este burnout, nu mai poate lucra. Nu lipsește la o lecție. De ce? Vede imediat transformarea. Observați? Deci acești pași sunt pașii către integrarea spiritualității în învățământ. Dar o facem la centrul de sport. Observați? Prin mișcare, cum îi spune, spiritualitate. Însă eu o aplic de ani de zile în clasă. N-am încă, adică sunt multe întrebări care aș vrea să vi le pun, dar... Puneți-le, ar fi foarte bine să vi le puneți. Deci, am spus, deci, totuși, dincolo de faptul că a spus că este, de ce v-ați oprit și i-ați spus învățătorii seminar? Pentru că, din punctul meu de vedere, eu poate i-aș fi spus, sau îi spun altfel. În orice caz, de ce totuși este seminar? Pentru că e foarte simplu. Asta este experiența mea. În toate tehnicile care le-am practicat, nu am descoperit dulceața și trăirea pe care am descoperit-o la Esenie. Deci, pentru că s-a potrivit foarte bine pentru... Absolut, absolut. Deci eu vreau să vă spun un singur lucru. Nu neg niciun fel de sistem care este aplicat și că poartă mai departe. Mie mi s-a potrivit acel sistem. Și atunci, cei pe care îi atrag și vibrează ca mine, am spus, uite, ăsta este. Însă, nu am găsit nicăieri, în niciun fel de abordare, această abordare a subconștientului, cum am găsit-o aici. Și încă n-am intrat la ceea ce numim minte subconștientă, care nu are rațional și poate fi programat. În hipnoză o folosim. Observați? Deci sunt lucruri pe care nu le-am găsit nicăieri. Nu am găsit nicăieri reîncarnare. Nu am găsit nicăieri ciclul posibilităților și probabilităților ființei umane. Nu am găsit nicăieri această abordare cu cele 7 corpuri. Nu am găsit nicăieri cum e sus, cum este, cum e sus așa și jos. Nu am găsit nicăieri această simetrie. Nu am găsit nicăieri că dacă înțeleg cum este construită calitativ picătura oceanului, înțeleg calitativ cum e oceanul. Și aici trebuie să reflectăm foarte mult. Nu am găsit nicăieri. Asta e experiența mea. Arătați-mi acel. Nu, de exemplu, când vorbeați inclusiv de muzică și de tot cum structurați, da. Mi-a adus aminte că, mă rog, cu mulți ani în urmă, cu 32 de ani în urmă, citeam câteva cărți despre sugestopedie și sugestologie și sugestopedie și care, într-o fel sau altul, prima dată au integrat în modul de predare aceste aspecte pe care le folosiți. Se poate. Deci nu, poate am reinventat rol, nu este al meu. Deci eu stau aici ca un novice. Ceea ce vreau să spun, entuziasmul care l-am văzut, entuziasmul care îl simt în mine și modul cum m-am transformat eu, pentru mine este cal. Și faptul că fiind om de știință, pot să, olandezii spun zveivă, plutesc în această parte, mă ajută enorm. Mă ajută la creativitate. Nu am nici un fel de barieră în a învăța lucruri noi. Nu am nici un fel de barieră de a preda un curs fără să-l știu. Îl învăț când îl dau. De ce? Pentru că mă copiez unde pe alt nivel. Și asta nu este că sunt unic. Nu este, n-are nimic cu inteligența. Ci suntem născuți cu o anumită structură psihomentală care vine din trecut. Și acum mă manifest. Și cu cât accept și accesez anumite nivele, cu atât realizez că e mai mult în locul meu. Deci există un nivel de acceptanță. În momentul în care spun că nu cred în și încerci să faci ceva și nu realizezi nimic, te-ai blocat deja. Ți-ai blocat subconștientul. Există un moment de naivitate pe care trebuie să o ai în spiritualitate. Este joaca. Joaca nu munca serioasă. Când ești muncă serioasă, înseamnă că ai creat un element de dependență. În momentul în care această trezire se face prin joacă, este o bucurie pe care nu o dezvolți niciodată prin încăpățânare, ci este prin puterea voinței. Iar puterea voinței este natura spiritului. Și asta e sinele interior. Asta înseamnă voință, dar nu încăpățânare. Observați? Deci pașii ăștia ne apropie mai mult de ceea ce suntem noi. Și avem un potențial extraordinar în noi pe care trebuie să-l folosim. Deci,
Altceva? Altcineva? Eu vreau doar să adaug la ceea ce ziceați. Chiar am văzut, am vizualizat un băiețel de 12 ani prezentând părinților exact ceea ce afirmați legat de joacă. Suntem toți copii mici și mari. Lăsați copiii să vină la mine. Da. Și să ne jucăm unii cu ceilalți. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Stau în seara asta prin amabilitatea domnului academician. Nu am venit să prezint o grozăvie. Da? Nu am venit să prezint nicio chestie nouă. Am venit numai să vă prezint o experiență. Nimeni nu trebuie să urmeze. Ce vreau să spun că există o altă cale. Iar această cale legată de tehnologie nu este completă fără această cale care am prezentat-o. Pentru că suntem duali. Nu ai cum să folosești intelectul să accesezi niveluri mai înalte. Deci, intelectul este legat de tridimensional. Nu poți să depășesc acest tridimensional. În momentul în care eu ajung în corpul mental și mentalul superior, se accesează altceva. Observați? În momentul în care eu vizualizez, veți ajunge să vă acordați la vibrația pomului care îl vizualizați. Și acum am să fac o altă afirmație. Nu trebuie să disec ca biolog să văd ce e interior. Dacă mă acordez, știu totul. De ce să nu folosim acest lucru în știință? Este o chestie religioasă? Nu. Este o chestie tabu? Nu. Nu pot verifica? Asta este un lucru care a trebuit să-mi dea de gândit. Pentru că ne focusăm numai pe măsurătoare. Am altă întrebare. Cum a fost, a luat ființă științele care le știm? Prin accident. Ia gândiți-vă la un singur lucru. S-a pornit de la centrul ființei umane către științe? Nu. Cum a fost descoperită gravitatea? Dar Newton a spus, am văzut. Cum a fost descoperită teoria relativității? Vă rog să vă uitați. Einstein a spus, călătoream pe o rază de lumină. Ia uitați-vă. Când ați accesat planul mental, apare așa numită iluminare. Ce însemna, de exemplu, momentul în care apostolii, ia uitați-vă, toți erau pescari, unii erau pescari, cum s-a ajuns de spune, am mai mult Duh Sfânt în mine, s-a coborât Duhul Sfânt în el? Ce înseamnă asta? Reușesc să folosesc mai multă substanță minte în a genera gânduri. E simplu. Asta înseamnă iluminare. Te vedeți? Se codează altfel. Da? Deci nu putem progresa ca și ființe umane fără să ținem cont de această componentă. Pentru că este în noi, e natura noastră. Observați? Altfel. Ia uitați-vă. În momentul în care știința și cucerile științei, ia uitați-vă, sunt controlate de slăbiciunile noastre, avem o mare problemă. De ce să inventez o bombă atomică când acea minte briliantă poate să facă și altceva? Dar ce vreau să fac? Observați? Trebuie să facem o resetare aici. O resetare se face în educație. Pornind de la omul central. Cred că cel mai liniștitor lucru în tot ceea ce spuneți dumneavoastră este că, se oferă o soluție pentru educație, deoarece cred că în momentul de față trăim o criză a copiilor, a tineretului. Bine, probabil că aceste preocupări au însoțit toate generațiile. Probabil că și părinții dumneavoastră s-au gândit ce veți face dumneavoastră când veți fi mare. Însă cred că acum, în mod obiectiv, trăim o criză și ar fi cu adevărat păcat să nu ne folosim știința pentru a-i ajuta pe copii și pe tineri și să-i construim ca niște oameni mai buni, da? Da. Ceea ce vreau să vă spun un singur lucru. Uitați-vă la un singur lucru. Lumea vorbește despre transmiterea bogăției genetice, transmiterea genelor. Genele nu sunt cele care se transmit. Primul care se transmite este câmpul. Toți elementalii se transmit prin câmp. Acești elementali, câmpul dictează gena. Deci eu, dacă realizez ce se întâmplă cu mine sub subconștient, pot schimba gena. Ia uitați-vă. Știința medicală a ajuns până la gene. Dar ce este dincolo? Este câmpul. Profesorul Turcan, vă rog să studiați cărțile. Câmpul. Am să vă spun un lucru. Ce s-ar întâmpla în medicină dacă nu am face anestezie?
Ce se întâmplă în anestezie? Etericul dublu li se întrerupe curgerea. Experiența proprie. Acum 3 ani am avut o intervenție chirurgicală. Am fost anesteziat. Nu mai vedeam etericul dublu. Etericul dublu era întrerupe curgerea. Cum se face vindecarea? Se pierde enorm de mult în primele zile. Uitați-vă la un medic spaniol care face operație prin anestezie locală. Sau anestezie generală prin meditație. Sunt foarte multe de spus aici. Pentru că știu cum sunt alcătuit. Medicina încă n-a ajuns acolo. Știu cum sunt alcătuit și știu cum funcționez. Asta este ceea ce are fiecare formă umană. Vreau să vă spun chiar apropo de educație, că am avut șansa să predau într-o școală australiană și să am o astfel de, cum să spun, o astfel de formare. Și exact cum a spus dumneavoastră, se pleca de la a-i face curioși pe copii, tot timpul se puneau întrebări, tot timpul ei lucrau în grupuri și tot timpul ei trebuiau fi valorificați. Și ei erau, mulți dintre ei erau copii cu probleme cognitive, și însă trebuia să descopere acel domeniu și iată că sunt părți ale lumii unde lucrurile evoluează. Dumneavoastră veniți dintr-o altă țară. Ce se întâmplă în România este aproape... Vreau să spun că nu am întrerupt niciun moment legătura cu România de 25 de ani. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Că ceea ce se întâmplă aici nu este normal. Deci și în altă parte a lumii se întâmplă lucruri normale. Însă generația nouă este viitorul unei națiuni. Acest lucru trebuie foarte bine ancorat în modul cum abordezi educația. Observați? Iar acest lucru se răsfrânge pe termen lung asupra unei națiuni. Mai devreme sau mai... Uitați-vă la Suedia. Suedia are mare problemă cu noua generație. De ce? Nu le-au spus niciodată copiilor nu. Rata sinucidelor în la adolescenți este enormă. Nu se pot integra. N-au niciun fel de comparație. Pentru că noi creștem și noi descoperim adevărul relativ prin comparație. Nu ceea ce este în spate. Vom ajunge să înțelegem care sunt cauzele. Dar asta este altceva. Noi suntem în microcosmos, prin comparația condițiilor umane, observați, ne dăm bine, aflăm adevărul relativ. Un exemplu clasic. Un apus de soare este un răsărit de soare pentru celălalt. Observați? Care este adevărul? Dacă vă întreb un singur lucru, acum sunt mulți oameni educați, știți ce este soarele? O explozie de heliu. Știți totul? Nu. Suntem cam mincinoși. Deci nu știm totul, observați? Știm ce e divinitatea? Nu, presupunem că, observați? Dacă stăm să analizăm la toate modelele pe care le-am făcut și le facem, uitați-vă în știință. Este incredibil. Acceptăm un model numai într-un anumit interval de parametri, spune. Dar asta nu e adevăr. Este numai un adevăr relativ. Dar dacă vreau să aflu ce e în spatele lui, gândiți-vă la un domino. Am mii de piese, văd ce se întâmplă aici și încep să analizez. Îl văd pe ăsta. Mă nu văd piesa inițială. Asta e ce se întâmplă. Vreau să văd piesa inițială. Prin aceste tehnici pot ajunge acolo. Dar înseamnă muncă. Dar nu trebuie să ajungem chiar acolo, la piesa inițială. Dacă am înțeles fenomenul, este suficient pentru să am o viață decentă și o viață în armonie. Fără suferință. Astea sunt primii pași. Observați? Și aceste lucruri le avem la îndemână și sunt foarte clare. Mai vreau o întrebare care poate punctuală, care vreau să spun. De ce ați tradus prin noroc cu acel, mă rog, nu știu, nici de ce? Conotat. Pentru că el, odată l-am descoperit, mi s-a părut o idee genială. Era lac. Cum vreți. Deci aici, cum vreți, așa traduceți. Dar era, traducere directă în engleză era noroc. Dar poate să fie happiness, poate să fie orice vreți. Care se reflecte condiția, starea umană. Mi se pare o idee extraordinară. Nu că aveți ceva... Nu. Ceva nu, care... nu. Mi s-a părut ideea genială.
Este o cuantificare a stării unei națiuni. Mi s-a părut genial. Termenul a trecut prin cafenea de mai multe ori și în general a fost tradus ca produs intern de fericire. De fericire, nu știu, mi s-a părut. Se pare. Avem încă probleme de semantică, dar se așează, asta e frumusețe acum. Una dintre marile probleme pe care le avem să facem ordine în minte, în etichetele pe care le folosim, abuziv și fără semnificație. Mai ales dacă controlăm intenționalitatea unui demers, pe care e departe. Să controlăm geneza gândului și nu gândul în sine. Știți că există în gândirea asta zen, avem surse informaționale profunde în multe domenii. Foarte multe. Într-adevăr, gândirea eseniană și pe mine m-a impresionat și am citit-o, am externalizat și, într-adevăr, am rezonat, are o rezonanță. Ca și o gândire pitagoreică, omul reacționează foarte profund cu multe idei, dar de dacă cine se simte acasă. Mi s-a părut foarte frumoasă problema asta. Dar, în principiu, sunt două variante. Există așa numită filozofia câinelui sau a leului. Filozofia câinelui este problema naturală pe care noi o avem, pentru că nu ne interesează cine aruncă mingea, am văzut să o iau. Câinele, cum ai aruncat-o, a fugit după minge, nu-l interesează cine a aruncat-o. Deci nu ne interesează geneza gândului, interesează și merge după gândul, derulează și când îl derulează e deja problema lui, pentru că a generat toată suita de care am vorbit. Pe când leu nu se duce mai departe, se vadă cine a aruncat. Se vadă, să-și poată programa, să-și facă un observator mai profund decât el însuși, ca să vadă geneza gândului, să decidă, îl desfac sau nu. Îl dezipuiesc sau nu, că dacă îl dezipuiesc, devine problema mea. Păi bine să-l acolo zipui, că nu e al meu. E un pachet care a venit informațional, care nu e din viața mea și dacă nu știu să fac asta, ajung la ceea ce numește Larșe, povestea, boala importantă sufletească numită grija de prea multe. Pentru că vreau să vreau desfac probleme care par interesante, mintea le integrează, îmi creez dorințe și pofte și final ajung să n-am mai energia pentru ele, dovadă dacă ajunge la boala numită de grija prea multe, care merge mai departe, amplifică contexte și generează o altă boală foarte importantă, care în general este legată de ceea ce se numește slavă deșartă, în care mă macină din ce